vă rog pe numai cu cântarea, când îmi bat în poartă furtunile ce vin. Nu mă tem, nu mă tem.
Lăudat să fie Domnul! Aleluia! Avem astăzi această zi minunată care a lăsat Domnul la viața noastră să ne vedem unii cu alții și în toate să aducem Domnului laudă prin cântări, prin rugăciuni. El fie binecuvântat! Amin! Ne-a lăsat o poruncă Dumnezeu la această zi să ne aducem aminte de ziua de odihnă. Și din acest motiv suntem astăzi aici ca să ne aducem aminte și să-L binecuvântăm și să-L lăudăm pe El. Sunt în mijlocul vostru și îi mulțumesc Domnului că am ajuns aici și mă bucur. Și așa cum am vizitat și ieri un pic orașul, mă gândeam oare e realitate sau visez, este real sau nu. Am auzit mult despre voi, despre fiecare. Mult am auzit de Italia, de Roma și cu ajutorul Domnului sunt aici în mijlocul vostru și am dorit ca Domnul să ne dea la toți binecuvântare. Să fiu eu binecuvântat, să fiți și voi binecuvântați, fiecare în dreptul Lui să primim binecuvântare. Avem un Dumnezeu care lucrează în toate și El așa le împărțește foarte interesant și foarte minunat. Și El face ce vrea cu noi, cu fiecare, dar ne cere și nouă ceva de la noi, să facem și noi ceva pentru El și fiecare dintre noi trebuie să ne încadrăm în ascultare de Dumnezeu. Textul care s-a citit în această dimineață era foarte frumos spus, care s-a deschis, că dacă voi întârzia să știi cum să te porți în casa lui Dumnezeu, aleluia, spunea apostolul. Să știi cum să te porți în casa lui Dumnezeu. Dragii mei, suntem, anii trec, zilele trec, este foarte aproape venirea Domnului Iisus și este adevărat că bisericile au intrat mult în haos, în neregul și se aude peste tot și peste tot sunt lucruri nu chiar așa bucuroase. Dar n-ar trebui să ne întrebăm de alte părți, ar trebui fiecare dintre noi să fim interesați. Doamne, oare la noi în adunare e bine? Știu, Doamne, cum să mă port în casa Ta? În casa lui Dumnezeu trebuie să știm cum să ne purtăm. Sunt foarte multe lucruri care lovesc astăzi ca niciodată în slujitorii lui Dumnezeu, în lucrarea lui Dumnezeu, în familii, în tinere. Și toate acestea vor să distrugă planul lui Dumnezeu care l-a avut de la început cu omul. De aceea, așa este scris în, vreau să citesc un verset care este scris în Efeseni și este foarte important ca fiecare dintre noi să înțelegem acest lucru, fiecare dintre noi să facem voia lui Dumnezeu. Zice așa în Efeseni capitolul 4, cu versetul 11. Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători. Pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos. Aici, din textul, din versetul 11 care l-am citit, se arată niște lucrări care trebuie să fie în biserica lui Dumnezeu. Și așa lucrează vrăjmașul că vrea să strice aceste structuri ca ele să nu funcționeze și să nu lucreze. De aceea noi am trebuit să înțelegem acest lucru că planul acesta nu vine de la Domnul și nu este un plan bun. Noi, de fiecare dată, trebuie să susținem pe apostoli, pe proroci, pe evangheliști, pe păstori, pe învățători și trebuie să ținem de fiecare dată la învățătura lor curată și la unitatea care se aduce prin ei. Așa după cum vorbeam și aseară, ceva vorbeam cu frații, astăzi, ca niciodată, au apărut atâta erezii în adunări și oamenii au pierdut încrederea în păstori, în învățători, în evangheliști, în proroci, ca niciodată. De aceea am dorit ca fiecare dintre noi să consolidăm învățătura noastră și fiecare dintre noi să fim uniți la aceste lucruri ca să nu se strice ceea ce este scris aici. Amin.
Mai nou, așa cum am auzit acum prin multe biserici, au schimbat toate acestea, în loc prorocii să aducă mângâiere, sau în loc păstorii să aibă încredere, au apărut mulți medici care îi susțin, îi învață cum și ce trebuie să facă o familie tânără sau ce trebuie să facă cuplurile sau așa mai departe. De aceea aș dori ca fiecare dintre noi să rămânem la ceea ce este scris în Cuvântul lui Dumnezeu și să avem încredere fiecare din noi în aceste slujiri care le-a lăsat Dumnezeu. Că ele sunt cele mai bune, sunt cele mai curate și sunt lăsate de Dumnezeu. Astăzi, în această zi, am o bucurie că fratele Doru și-a deschis inima ca să intre în această lucrare. Și am dorit ca bunul Dumnezeu să-L binecuvinteze. Amin. Și fiecare dintre noi astăzi să ne rugăm pentru El ca Domnul să-L întărească în lucrare. Amin. Lucrarea și chemarea de a sluji ca presbiter în adunare nu este o chemare chiar atât de simplă și atât de ușoară. Mi-aduc aminte și eu, în urmă cu 17 ani, am fost chemat și eu la această lucrare și este un drum, sunt lupte și sunt multe pe calea aceasta. Foarte interesant textele care s-au citit, ce se cere de la un presbiter, dacă le-ar face fiecare de rând, nu ar mai trebui presbiter. Slavă Domnului! Dar întrebarea e că puțin sunt cei care se încadrează în aceste lucruri, în a fi cum vrea Domnul. Sigur că putem alege una din ele să vorbim chiar aparte din unele din ele, dar am dorit ca fiecare dintre noi să le avem, fiecare dintre noi să fim serioși cu ceea ce vrem să facem. De cele mai multe ori oamenii sunt serioși în ziua botezului, promit că vor face și după o lună, după două, te întâlnești cu alt om, cu altă haină, cu altă viață, cu altă ținută, cu călcare, nu cu împlinire. De aceea este bine ca fiecare dintre noi să luăm în serios credința în Dumnezeu, să o păzim, să o păstrăm, să luăm în serios pocăința, să luăm în serios cântarea, să luăm în serios toate lucrurile, rugăciunea și toate cele ce le-a lăsat Dumnezeu să le luăm în serios. Și am dorit ca bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dragii mei, din acest motiv lucrurile nu stau așa bine, că fiecare dintre noi undeva cedăm, undeva călcăm și nu suntem chiar cum ar vrea Domnul. Dacă eu aș fi un preot adevărat în casa mea, peste soția mea, peste copiii mei, peste adunarea mea, ar fi foarte bine. Dacă tu ai fi tot așa la fel și dacă tu și tu ai fi un preot peste tine însuți, ar fi așa. Dar din aceste motive sunt scădință și din aceste motive lucrurile nu merg așa bine, că fiecare dintre noi nu suntem niște preoți chemați de Dumnezeu cu adevărat. Și pentru aceasta ne cere și ni se cere la fiecare dintre noi să avem mai multă râvnă, mai multă putere. Aș dori să aduc ceva, așa, o legătură care mi-a venit acum să vă spun. Este ceva care este aproape de gratis, este foarte ieftin. Dacă vrem să alimentăm mașina, motorina e scumpă, benzina e scumpă, uleiul la motor e scump, dar uitați-vă ceva, este foarte ieftin. Pe ce merge mașina, îi turnăm, îi punem în cauciucuri, îi punem aer. Doar costă, la noi costă un leu. Și este atât de important dacă roata e umflată sau dacă este disumflată. Este foarte important. Pare un lucru banal, ce contează, așa este și pe calea credinței. Foarte mult contează, tu ești cu credință, cu râvnă, sau ești fără. Râvna aceasta foarte mult contează. Foarte mult contează. De aceea am dori să căpătăm fiecare dintre noi, să înțelegem că Dumnezeu așa vrea să-L slujim cu El. Cu râvnă, cu credință, cu putere, să nu mergem fără să nu mergem pe pană, să nu mergem așa cu roțele date drumul, cu cauciucurile date drumul. Așa se întâmplă când noi începem să filtrăm, când noi cădem, când noi ne legăm cu păcatul, cu călcarea poruncilor, atunci noi mergem pe pană. Așa este și în familie, când lucrurile nu este unitate, nu este dragoste, mergem pe pană. De aceea aș dori ca Domnul să ne întărească pe fiecare dintre noi și fiecare dintre noi să mergem în fața Domnului și El să privească la noi, chiar și în anii aceștia în care ne aflăm,
putem spune material este bine, duhovnicești, fiecare dintre noi avem lupte, dar El să ne dea biruința, El să ne dea puterea, El să ne dea propășirea. Fiecare dintre noi avem în noi un caracter lăsat de Dumnezeu, o chemare și vreau ca să înțelegem, vreau ca să știm. Fiecare dintre noi avem odată dorința să cântăm, să facem ceva, după aceea dispare. Așa a fost și cu Moise, avea 40 de ani, avea multă ambiție, avea multe dorea să facă și Dumnezeu l-a lăsat mult timp. 40 de ani l-a lăsat. Și după 40 de ani Dumnezeu a dorit să lucreze cu el. Așa se poate întâmpla cu fiecare dintre noi, să fim lăsați și după aceea Dumnezeu să te folosească. De aceea, noi oricum trebuie să ținem acest echilibru, nu trebuie să lovim, nu trebuie să ieșim din comun în ceva a face exact astăzi sau a face exact ceea ce ne propunem noi. Moise așa de mult și-a dorit să aducă izbăvirea încât a omorât chiar și un om și a făcut și altele, așa de mult dorea. Dar uitați-vă că Dumnezeu îl trece pe Moise, îl trece prin mai multe și după aceea îl lasă ca el să învețe acolo multe lucruri în Madian și după aceea se slujește de el. De aceea vreau ca această credință să crească noi, să înțelegem că Dumnezeu are de lucru cu tine. Dumnezeu are de lucru cu mine, cu fiecare dintre voi are Dumnezeu un plan anume ca să lucreze cu noi, cu fiecare. Nu este nimic întâmplător, viața noastră, nici lucrarea din ziua aceasta nu este întâmplător. Și eu când am fost pus în lucrare, mă gândeam undeva departe, în Republica Moldova, eram câțiva acolo și am zis, nu știu, poate încercăm fără, poate ne ducem în altă parte, era acolo la Cernăuță, în Ucraina, ne ducem la Paști. Și ne-am încărcat în autobuz, un autobuz plin și ne-am dus acolo la Paști. Și fratele de acolo a zis, nu, așa ceva nu se face. Sunteți mulți, trebuie să aveți prezbiter. Și așa lucrurile s-au întâmplat, am crescut, nu eram nici eu tare, nici acum nu sunt tare, dar Dumnezeu este acela care ne crește și are un plan cu fiecare și vrea să lucreze cu fiecare dintre noi. De aceea am dorit ca Domnul să dea astăzi binecuvântare peste această lucrare și așa cum spune și psalmistul că Doamne binecuvintează lucrul mâinilor noastre. Astăzi, amin, cu frații împreună vom pune mâinile peste fratele Doru și am dorit ca bunul Dumnezeu să-l binecuvinteze. Amin. Mă gândeam la un lucru care le-am mai spus și la frați, foarte interesant, este că Dumnezeu de la început a făcut și oaia și lupul. Atunci când a început potopul, vă aduceți aminte înainte de potop, au fost luate din animalele necurate o pereche în barcă și din animalele curate 7 perechi. Foarte interesant lucru este așa pe parcurs că lupii nu s-au înmulțit, pe când oile s-au înmulțit. Și aceasta îi întrebam pe frați dacă își dau seama de ce lupii îs așa puțini. Cineva spunea o statistică în jur de 3.000. Dumnezeu îi știe cât sunt în România, dar cineva spunea în jur de 3.000. Și oi îs foarte multe. De ce? Și zice că un lup fată are 6 pui și o oaie are 2 cel mult. Are un mel sau 2. Și acest răspuns este un răspuns foarte bun și pentru fratele Doru am dorit ca să înțeleagă acest răspuns. Este foarte important că oile au păstor. Slavă Domnului! Dacă oile nu ar avea păstor, ar fi și ele 3.000 sau poate n-ar fi, dar datorită că oile au păstor, îs multe și chiar dacă un pui, dacă fac unul sau doi, ele au progres și sunt foarte multe. Sigur că păstorul nostru este Domnul Iisus Hristos. Amin. Și noi toți suntem cei care îl ajutăm și suntem supuși, suntem robii și facem ceea ce vrea el ca să facem. Este foarte important și noi să fim păstori lângă Domnul Iisus. Este foarte important. Dacă ne lăsa așa, ajungeam ca lupii.
Dar fiindcă El s-a purtat de noi și a lăsat această conducere și a zis să rămână, să fie. Foarte interesant textul care l-am citit din Efeseni zice așa despre păstori, că El a dat pe unii păstori. Acesta este singurul text care vorbește despre păstori. Avem 18 locuri unde zice prezbiteri, în altă parte zice bătrâni, dar aici zice păstori. Sigur că avem și la acest verset avem o tâlcuire la ceea ce aș dori să spun, dragii mei, că păstorul face lucrări și în alte localități, prezbiterul face mai mult lucrări locale. Și unii sunt chemați să facă lucrări și în alte părți, așa că păstori, prezbiterul face lucrări locale. De aceea, așa cum am vorbit și cu frații, cu fratele Neluș vorbeam, până Domnul îl va crește pe fratele nostru la o statură mai înaltă și fiecare dintre noi, și eu trebuie să cresc, și tu fiecare dintre noi, va face lucrări locale de prezbiter. Și Domnul să-l binecuvinteze la aceasta. Amin. Și fratele nostru Daniel va face lucrări de păstor, așa cum o deschis Domnul și această cale și trebuie să facă lucrarea și la Gherța. Domnul să-l binecuvinteze în calitate de păstor și Domnul să fie cu el, să-i întărească în această lucrare. Este o criză mare, mondială, astăzi, de slujitori. Dacă am înțelege greutatea aceasta că vine Paștele și noi vom scrie o pagină întreagă unde nu este păstor. E un eșec. Am dorit să ne plângă sufletul acesta că atâtea localități nu au, nu este cine. Este Republica Moldova, de unde am plecat eu, au rămas fără păstor. Este Cernăuță, Ucraina, nu au păstor. Și dacă fiecare dintre voi știți zonele voastre unde sunt, este necesitate foarte mare de lucrător. Dar nu știu de ce mulți oameni sunt învăluiți și le pare că e o concurență sau altceva. Nu, nu. A fi păstor nu e un scaun, nu e un salar, nu e o mașină, nu e altceva, ci este o slujire dedicată lui Dumnezeu. Și nu numai atât, slujirea aceasta este chemată și soția păstorului. Așa cum și aici soția lui fratele Doru, sora Mariana, este chemată și ea la slujire. Din moment ce zice aici să fie primitor de oaspeți, el nu poate face lucrul acesta singur și sunt multe, multe alte calități care trebuie să-l ajute și ea. Amin. Și o mare importanță are un slujitor de ajutorul lui, de soția în lucrare. Este foarte important. Am început să mă uit în Scriptură la păstori și nu vreau să aduc altă învățătură, sigur că fiecare dintre noi înțelegem că păstorul este de parte bărbătească, dar avem în Scriptură păstorițe care au fost și femei, care mă refer în sensul pământesc, care au păscut oile. La aceasta m-am referit. Așa cum a fost Rahela, dacă ne aducem aminte, așa cum a fost Sefora, soția lui Moise. Ele pășteau oile. Dragii mei, acest plan, acest simbol a Paște, oile, seamănă foarte mult cu realitatea unui păstor. De a fi blând, de a da apă, toate la vreme, de a înțelege ce se dorește și ce vrea oaia. Sigur că este un text foarte adânc dacă am începe astăzi să facem toate aceste legături. M-am uitat în Scriptură și în câteva cuvinte vreau să vă aduc acest gând despre câțiva oameni care au fost păstori în Biblie. Dar haideți să fac contest să-i întreb pe tineri, dacă mă ajută ei, dacă cunoașteți în Scriptură oameni care au fost chiar păstori, păstori de oi. Aștept un ajutor de la tine, dacă mă ajutați. Primul păstor care fratele său s-a răsculat împotriva lui a fost Abel. Vă aduceți aminte? După aceea avem despre Avram, Moise, David și Amos. Uitați-vă câți oameni, toți au fost credincioși și ei au fost păstori. Sigur că acum vorbim despre sensul simbolului de a fi păstor. Iată, ceea ce aș dori să spun de a fi păstor este cea mai joasă clasă dintre cele ce vrei să faci tu. Sunt multe
sunt la modă, dar să fii păstor e un om care ești legat în continuu de oi. Ești legat de timpul acela, să te ocui de ele. Când e mai mare plăcerea să pleci undeva, oile trebuie să ai grijă de ele. Ești legat, aceasta este sensul cuvântului păstor. Și foarte, aș vrea să leg acest gând de păstor, este foarte interesant și cu Domnul Iisus, cu venirea Lui, cu nașterea Lui pe pământ când a venit. Au fost lăsați preoții din templu și mulți oameni cu vază n-au știut nimica, însă păstorii care pășteau turmele și făceau ocol acolo la turmă au știut că a venit Iisus Hristos, Mântuitorul. Un lucru care ne vorbește încă o dată că păstorul este apreciat de Dumnezeu. Ești apreciat. Și oamenii aceștia, păstorii aceștia, au știut de la început că a venit Mântuitorul. Ei s-au întâlnit prima dată și s-au dus acolo la iesle și au văzut pruncul. Cei ce ar dori să cresc această râvnă și această dorință și pentru fratele Doru, pentru această slujire, să înțeleagă că este voia lui Dumnezeu să o facă și să nu aibă îndoială la aceasta. Pentru noi este o ușă închisă, pentru păstor ce va face, la ce este chemat. Fratele Neluș are o slujire mai lungă, poate, însă în slujirea noastră ceva trebuie să facem, să ne rugăm pentru bolnavi, pentru copii, pentru căsătorii, pentru să facem botez. Și avem o chemare care trebuie să o facem, de a face cina și ungerea și multe alte lucruri care trebuie să o facă cineva. Și încă putem multe spune care structuri care sunt lăsate de Dumnezeu. De aceea am vrea ca bunul Dumnezeu să pui râvnă în fiecare dintre noi. De asemenea, și aici în adunare, cum sunt tineri, să dorească lucrul acesta. Amin. Așa cum sunt surori, să-și dorească ca frații să crească, să fie păstori. Și surorile, chiar tinere, trebuie să-și dorească lucrul acesta. Chiar o soră poate să-și pună în față un gând, Doamne, crește, sau o soră poate să se roage pentru tinerii de adunare să fie mai serioși ca să se încadreze în acest lucru de a fi păstor, de a fi prezbiter. Sunt foarte multe lucruri la care suntem fiecare dintre noi chemați ca să slujim. Vreau să citesc ceva, un lucru foarte important și parte de multe ori lucrurile nu merg așa cum ar trebui, dar am găsit în Biblie că de aici pornesc toate lucrurile. Acesta este versetul cu care închei. Și Domnul să ne binecuvinteze, Domnul să fie cu noi. În cartea 2 Cronici, în capitolul 36, zice așa, o problemă foarte mare poate apărea într-o biserică unde se calcă aceste trei lucruri și nu este progres. De aceea, dacă cumva astăzi se duce, se propagă această călcare, haideți fiecare dintre noi să fim conștienți și să nu mai facem, să o oprim, să o stopăm. Zice așa în 2 Cronici, capitolul 36, cu versetul 16. Dar ei și-au bătut joc de trimișul lui Dumnezeu, i-au nisocotit cuvintele și-au râs de prorocii lui, până când mânia Domnului împotriva poporului său a ajuns fără leac. Atenție! Trei lucruri foarte importante. Când Dumnezeu are un plan, când Dumnezeu are un trimis, să nu luăm în bătaie de joc, să nu râdem, să fim foarte atenți. Aici, în versetul acesta, este un verset adânc, foarte adânc. Dacă doriți, notați-l și o să-l mai citiți și o să vedeți să calcă din acest verset. Sunt biserici unde se calcă. Este bătaie de joc la adresa păstorilor, la adresa prorocilor, la adresa cuvântului Dumnezeu. De aceea noi trebuie să înțelegem că dacă nu este leac din aceste trei, ceva s-a călcat. Iubiții mei, cei ce doresc astăzi ca bunul Dumnezeu să dea peste noi binecuvântarea și dacă cumva în ceva șchiopătăm, Domnul să ne dea leac, să ne dea vindicare, fiecare dintre noi să ne corectăm și cei ce doresc eu ca biserica Lui să crească, biserica din Roma să crească, amin. Domnul să întărească lucrătorii, amin. Domnul să întărească lucrarea, amin. Și fiecare dintre noi să fim niște oameni buni,
niște oameni credincioși. Un lucru care este foarte bun amintit, care s-a amintit aici, astăzi s-a citit de fratele Daniel, zice că prezbiterul nu trebuie să fie încăpățânat. Un lucru foarte bun. Sunt cazuri când prezbiterul face față la toate lucrurile, dar este încăpățânat și este foarte greu de lucrat. De aceea dorim bunul Dumnezeu să dea pacea și fiecare dintre noi să ne corectăm și să umblăm pe calea lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Amin. Mulțumim mult! Eram doar un plot plăchit, ochii tăi mă vedeam. Dragia ta de mult era scrisă, zilele ce m-așteptau. Când eram doar un plot plăchit, ochii tăi mă vedeau. Dragia ta de mult era scrisă, zilele ce m-așteptau. Tu și viitorul și ești lângă mine, de ce să mă îngrijorez? Tu mi-ai promis că vei sta lângă mine, nici când n-ai să mă părăsești. Tu știi viitorul și ești lângă mine, de ce să mă îngrijorez? Tu mi-ai promis că vei sta lângă mine, nici când n-ai să mă părăsești. Orice casă mă ascund de tine, nu voi reuși. Oriunde m-aș duce, chiar la marginea mării, mâna ta mă va călăuzi. Orice casă mă ascund de tine, nu voi reuși. Oriunde m-aș duce, chiar la marginea mării, mâna ta mă va călăuzi. Și ești lângă mine, de ce să mă îngrijorez? Mi-ai promis că vei sta lângă mine, nici când n-ai să mă părăsesc. Nu știi viitorul și ești lângă mine, de ce să mă îngrijorez? Mi-ai promis că vei sta lângă mine, nici când n-ai să mă părăsesc. Totul, Doamne, când am jos am ridic. Îmi cunosc toate căile mele, nu ascunde nimic. Tu mă cunoști într-un totul, Doamne, când stau jos am ridic. Îmi cunosc toate căile mele, nu pot ascunde nimic. Nu știi viitorul și ești lângă mine, de ce? Tu mi-ai promis că vei sta lângă mine, nici când n-ai să mă părăsesc. Și viitorul și ești lângă mine, de ce să mă îngrijorez? Tu mi-ai promis că vei sta lângă mine, nici când n-ai să mă părăsesc. Slăvit să fie Domnul, mă simt ca în familia mea. Mi-aduc aminte de vechile părtășii pe care le aveam împreună și parcă mi-e dor de acele vremuri. Ori de câte ori merg într-o adunare, mă bucur ca în familia Domnului și cred că așa sunteți și voi. Este o zi de bucurie și plâng de bucurie pentru că vă văd. Și m-aș fi bucurat să vă văd pe toți, așa cum era odinioară, dar sperăm să aducă Domnul și aceea zi. Amin. În care Dumnezeu va face și acel lucru. Aș vrea să vă invit să ne ridicăm în picioare și să deschidem Sfânta Scriptură în 1 Petru, capitolul 5, unde vreau să citesc câteva versete, pagina în Biblie, 1195. 1 Petru, capitolul 5.
Sfătuiesc pe prezbitere dintre voi, eu care sunt un prezbiter, ca și ei, un martor al patimilor lui Hristos și părtaș al slavei care va fi descoperită, păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bună voie, după voia lui Dumnezeu, nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine, nu ca și cum ați stăpâni peste cei care v-au căzut la împărțire, ci făcându-vă pilde turmei. Și când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cununa care nu se poate vesteji al slavei. Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre, să fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-vă, dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea lui El să vă înalți și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Amin. Ocupăm locurile. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întrânsa. Această bucurie de a fi în prezența lui Dumnezeu, vreau ca să o aveți totdeauna. Ori de câte ori veniți la casa Domnului, să vă gândiți că aveți această dorință să vă desfătați în Domnul. Atât prorocii Vechiului Testament, cât și apostolii, dacă îi vedem, erau niște oameni ai bucuriei când erau în prezența lui Dumnezeu. Erau plini de această dragoste. Aveau niște vase, vasele lor erau pline de Duhul Sfânt, putem spune. Și cred că este un exemplu frumos în Sfânta Scriptură să vedem pe oamenii plini de Duhul Sfânt care veneau în prezența lui Dumnezeu ca să se umple de puterea lui Dumnezeu. Iubiților, în Domnul nostru Iisus Hristos este o zi în care Dumnezeu a rânduit, iubiților, ca în această zi să putem să fim împreună. Mi-aduc aminte de Apostolul Pavel, cum scria și cum spunea bisericilor, rugați-vă totodată să pot să ajung și la voi. Nu este ușor să faci astfel de sacrificii, dar când Dumnezeu deschide ușile, se poate, slăviți să fie Amin. Domnul. Și lucrul acesta trebuie să îl avem totdeauna în inimile noastre, adică dacă va voi Domnul, voi veni la voi. Și vedem că Dumnezeu a voit și de aceea slăviți să fie Domnul pentru lucrul acesta. Iubiții mei, în Domnul nostru Iisus Hristos, mă gândeam la îndemnul apostolului Petru pe care îl dădea, în primul rând prezbiterilor. Și faptul că îndemnul era prezbiterilor, astăzi, faptul că se va face această ordinare de prezbiter și noi care suntem mai de mult prezbiteri, trebuie totodată să ne aducem aminte de aceste îndemnuri pe care apostolul Petru spunea că vreau și după moartea mea să vă aduceți aminte de îndemnurile pe care vi le-am dat. Și iubiților, meditând la aceste îndemnuri, am văzut această ordine pe care apostolul Petru îl are. În primul rând vorbește prezbiterilor. Și următoarea prioritate pe care văd că îl are se adresează, știți cui? Tinerilor. Iubiților, iubiți tineri, vreau să vă spun că după prezbiteri, următoarea prioritate este tinerii care cresc în biserici. Și ceea ce trebuie să ne însoțească, iubiților, în calitate de copii al lui Dumnezeu, sunt două lucruri. Unul este caracterul nostru și al doilea lucru, darul pe care Dumnezeu vrea să ne-l dăie. Prima dată lucrăm la caracterul nostru și îl aducem înaintea lui Dumnezeu și spunem, Doamne, aș vrea și eu să slujesc, dar nu știu cum să fac. Și atunci Dumnezeu te învață. Îmi place foarte mult un verset pe care l-am luat ca un fel de motou pentru mine și pe care aș vrea să vi-l dau și vouă tinerilor.
în 2 Timotei, capitolul 2, versetul 7. Și să învățați versetul acesta, nu este greu. După toate îndemnurile pe care apostolul le dă, la un moment dat spune: înțelege ce-ți spun, Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Mărire Domnului! De multe ori, când eram tânăr, eram frământat și ziceam, cum o să fac? Cum o să fac? Și mi-aducem aminte de versetul acesta. Ce spune apostolul Pavel? Trebuie să avem această călăuzire și să înțelegem că Dumnezeu când ne cheamă, dacă noi vrem cu adevărat, înțelege ce spun, Dumnezeu, Domnul îți va da călăuzire în toate lucrurile. În toate? Da, în toate. Imaginați-vă în toate. În toate Dumnezeu se implică atunci când cineva vrea să intre în slujire. Dumnezeu îi dă călăuzire în toate lucrurile. De aceea, tinerilor, vreau să vă spun, să mă adresez vouă în primul rând. Începând de la o vârstă, trebuie să vă gândiți că va trebui să vă căsătoriți. Va trebui să formați și voi o familie. Dar înainte de a crea această familie, aș vrea să vă asigurați că sunteți în Domnul. Amen. În primul rând, pentru ca o biserică să fie sănătoasă, vreau să vă spun că biserica începe din familii. Dacă nu se nasc familii sănătoase, nici biserica nu va fi sănătoasă. Și aș vrea câteva îndemnuri cu privire la această stare, am putea spune, cum poate fi o biserică sănătoasă înaintea lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte de David care zicea, vindecă-mi sufletul. Oameni bolnavi cu sufletul, oameni bolnavi trupește, o boală sufletească nu poți intra în împărăția lui Dumnezeu. Cu o boală trupească poți intra. Vreau să vă spun cât de important este să aducem, cum zice apostolul Pavel, tinerilor, vă îndemn, dar pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie plăcută și sfântă. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Deci, tinerilor, fraților, cap de familie, surorilor, faceți lucrul acesta în fiecare zi dacă puteți. Aduceți trupurile voastre înaintea lui Dumnezeu și spuneți. Spuneți ce nu vă place la voi. Spuneți ce v-ar place mai mult la copiii voștri. Și totodată, iubiților, vreau să vă îndemn să practicați citirea Scripturii în familie. Luați câte un capitol, strângeți-vă în familie, să nu vă fie greu, nu lăsați lucrul acesta nefăcut. Este foarte important, iubiților. Citirea Scripturii ne formează caracterul și așa cum spuneam, în primul rând, noi trebuie să avem caracter. Dacă nu avem caracter și caracterul cel mai mare care poate să-l aibă cineva, să fie asemenea lui Hristos, slăvit să fie Domnul. Iubiților, noi trebuie să ne asemănăm cu Hristos, trebuie să vedem pe apostoli cum au trăit, să vedem cum au trăit sfinții și să căutăm și noi să trăim așa cum au trăit sfinții, slăviți să fie Dumnezeu. Și lucrul acesta nu se poate așa cu una, cu două. Este de lucru cu caracterul tău să-l aduci înaintea lui Dumnezeu. Aceasta este o slujbă duhovnicească. Deci să facem această slujbă duhovnicească de a-l aduce înaintea lui Dumnezeu. Spune ceea ce ție îți place, spune că dacă poate ești prins de ceva în lumea aceasta, nu știu, telefoane, nu, tehnologie, lucruri care sunt acolo, spune Domnului, Doamne, uite, m-a prins tehnologia, m-a prins niște lucruri care nu mă pot dezlipi de ele. Spune-i Domnului și Domnul îți va da putere și te vei scăpa de acele lucruri. Este foarte important să faci lucrul acesta, să aduci trupul tău în fiecare zi înaintea lui Dumnezeu și să spui, Doamne, eu cred că Tu ai pregătit veșnicia, ai pregătit o corună. Citeam aici, când se va arăta păstorul cel bun, păstorul cel mare, veți căpăta cununa care nu se poate vesteji a slavei. Iubiților, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Noi venim la adunare, iubiților, și stăm în prezența lui Dumnezeu să ne aducem aminte
de Sfânta Scriptură, să ne aducem aminte de ceea ce ne-au vorbit apostolii, de ceea ce ne vorbește Dumnezeu în Sfânta Scriptură, iar în timpul săptămânii căutăm să punem în practică. Și dacă nu ne facem temele, iubiților, vom vedea problemele care vor veni. Ceea ce semănăm, aceea vom secera. Dacă nu semănăm în neprihănire, nu putem să secerăm în neprihănire, nu? Nu putem să secerăm viața veșnică. De aceea, lucrul pe care noi trebuie să-l facem ca familii, în primul rând să fie niște familii sănătoase. Dacă m-am bucurat de acești copilași micuți, care au zis acea poezie, acel psalm, imaginați-vă că cineva trebuie să stea lângă el, să se ocupe, nu? Trebuie să repete până ce învață, nu? Este o jertfă pe care noi putem să-l facem cu copiii noștri. Și apoi ei cum cresc? Ei se dezvoltă și se nasc, Dumnezeu dă daruri. Deci, două lucruri care ne reprezintă și care trebuie ca noi să avem caracter și să avem dar. Mi-aduc aminte când am venit la credință, mă rugam, Doamne, dăm darul prorociei, Doamne, dăm dar de vedenii. Am postit, m-am rugat. Dar, pe urmă, am văzut un alt lucru, pentru că Dumnezeu a dat după cum El a vrut, nu cum eu am vrut. Este bine să ceri, dar am fost bucuros și mulțumit de ceea ce Dumnezeu mi-a dat. Și, iubiților, aceasta este cea mai mare lucrare pe care noi o putem face. Știți pentru ce l-a ales Dumnezeu pe Apostolul Petru? Pe Apostol, în mod special, dar în mod special vreau să vă spun de Pavel și vreau să mă duc în Faptele Apostolilor, în capitolul 9, și vreau să mă duc doar la versetul care este important pentru noi și spune aici, versetul 15, dar Domnul i-a zis, acasă o să citiți și celelalte, dar o să vă aduceți aminte despre ce este vorba, dar Domnul a zis, du-te căci El este un vas pe care l-am ales, ca să ducă numele meu înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea fiilor lui Israel. Domnul Iisus are această bucurie ca noi să ducem numele Lui înaintea neamurilor, înaintea împăraților și înaintea iudeilor dacă trebuie. Iubiților, cât de mare a fost dorința Mântuitorului. Mântuitorul punctează, uite, asta este dorința mea, l-am ales. El este un vas și într-această zi putem spune că Dumnezeu vrea să pună pecete peste fratele Doru Mureșan, care vrea să-l înzestreze în această slujbă ca prezbiter, ca să fie un lucrător la care să se poată apeleze și adunarea, să zică, frate Doru, poate vor suna frate Doru frați, poate vor veni la tine și așa cum frații au vorbit, tu deja ești un primitor de oaspeți și de multe ori mi-aduc aminte, odată am fost cel puțin și am dormit la tine, dar vreau să vă spun, toate aceste lucruri pe care le găsim în Sfânta Scriptură, cu privire la un presbiter, este frumos ca să îl avem și noi, aceste calități, aceste calități pe care ar trebui să ne însoțească, primitori de oaspeți, trebuie să fim toți. Dar atunci sunt momente când cineva trebuie să apeleze la un lider, la un presbiter, să se adreseze. Este cineva aici? Cine e responsabil peste voi? Nu? Dumnezeu așa a rânduit și cred că această rânduială este bună ca să ne supunem rânduielor lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să binecuvinteze pe toți capii de familie, toți tinerii, așa cum am zis, iubiți tineri, puneți mâna pe Scripturi, împreună cu părinții voștri, împreună cu... și citiți Scriptura, dependiți-vă de Scriptură, obișnuiți-vă să citiți, acolo veți găsi răspunsuri. Și așa cum spune Sfânta Scriptură și Apostolul Pavel zice lui Timotei, Timotei, toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu și de folos.
să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprienire, pentru ca omului Dumnezeu să fie cu totul desăvârșit și destonic pentru ce? Orice lucrare bună. Voi sunteți chemați să faceți numai lucrări bune. Amin. Și Dumnezeu să vă împuternicească în această lucrare, iubiților. Și dacă veți face lucrul acesta, dacă vă veți depinde cu Scriptura și dacă veți face acest obicei, vreau să vă spun că cuvântul lui Dumnezeu este puterea lui Dumnezeu. Ori de câte ori citesc Scriptura, mă încarc de o putere. Și Apostolul Pavel spune, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este ce? Puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea celui ce crede. Iubiților, aveți nevoie de puterea lui Dumnezeu. Când veți citi Scriptura, o să simțiți fiorile Duhului Sfânt cum o să vină peste voi. O să vă bucurați și copiii vor fi modelați. Dumnezeu se va proslăvi prin copiii voștri. În funcție de cum voi veți trăi viața înaintea lui Dumnezeu. Cât de important este, iubiților, lucrul acesta pentru noi. Și aș vrea ca Dumnezeu să binecuvinteze familiile tuturor fraților de aici din Roma. Dumnezeu să binecuvinteze toate bisericile, toate curțile Domnului. Bisericile sunt curțile Domnului. Acolo unde credincioșii vin la școala, unde învață să trăiască așa cum Dumnezeu vrea, după voia lui Dumnezeu. Și acest lucru să nu uitați niciodată, ceea ce spune Dumnezeul lui David, zice, am găsit în Isai, am găsit un om, om după inima mea, om după inima mea. Deci, ce frumos este să fii după inima lui Dumnezeu. Și nu poți ca să-ți formezi inima numai dacă te îndrăgostești de Sfânta Scriptură, dacă citești. Vreau să vă spun, de atâția ani de când am venit la credință, mi-este așa de drag cuvântul lui Dumnezeu și așa aș vrea ca și copiii să prindă această dragoste pe care am primit-o eu și pe care Dumnezeu o face. Dar știți cum o face, iubiților? Nu poate face altfel, numai prin Duhul Sfânt. Amin. Și în Romani, capitolul 5, spune acolo, și nu vreau să citesc tot, dar spune, zice așa, însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Atâta să merge înaintea lui Dumnezeu până când vei vedea că Dumnezeu a început să toarne dragostea lui, până vezi că El te umple. Vedem oameni care sunt schimbați, vedem oameni care această Scriptură, iubiților, are această putere de a schimba pe oameni. Și este frumos și noi ne minunăm de lucrul acesta. Și vedem în viața noastră cum a lucrat. Și, iubiților, Dumnezeu să vă binecuvinteze, să aveți tot timpul ținta aceasta, dorința aceasta de a-L iubi pe Dumnezeu, de a vă forma caracter. Și, pe urmă, iubiților, darul. Dar pe lângă dar, iubiților, mai sunt și roade, roada Duhului. Ce frumos este când vezi un copil educat. Și cât de trist este când vezi un copil care comentează, vorbește urât cu părinții. Părinții suferă. Noi ca și părinți suferim, să știți, când vedem că copiii sunt obraznici, când copiii nu ascultă. Am vrea ca să se sădească și ei dragostea, bucuria, pacea, roada Duhului. Dar, iubiților, nu se poate face lucrul acesta doar după ce Dumnezeu toarnă această dragoste prin Duhul Sfânt, să viți să fie Dumnezeu. De aceea, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Și așa cum am spus, frate Doru, și pot să spun împreună cu sora Mariana, de astăzi veți fi chemați într-o lucrare mai specială. Și când va fi nevoie să stați la dispoziția lui Dumnezeu, să nu dați înapoi, să fiți un model și toți, iubiților, împreună să vă puteți bucura. Biserica trebuie să se bucure, iubiților, când Dumnezeu rânduiește încă un prezbiter. Mi-aduc aminte, înainte de a mă căsători, înainte de a veni la credință, stăteam într-o chirie aproape de socru, m-am mutat din Moldova și socru mă mai trimitea cu caprele. Aveam un loc de muncă, că puteam să mă duc, avea vreo 14-15 capre. Vreau să spun că la capre trebuie să merge în urma lor cu băta. Și mai era cineva care avea vreo 20 de oi,
dar păstorul mergea în față și oile mergeau după el. Era o diferență și vreau să vă spun că putem învăța din acest lucru ceva. Putem să tragem o învățătură. Dacă voi, tinerilor, sunteți oi, voi veți urma părinții. Iar dacă sunteți capre, părinții va trebui să meargă în urma voastră cu băta și să zică: băi, copile, du-te și tu la adunare, pregătește și tu și fă și tu ceva. Iubiților, mi-aduc aminte când Dumnezeu m-a chemat la credință, dragostea acea mare, eram gata să mor pentru el. Și vreau să vă spun că dragostea aceasta nu s-a stins, ba din contră, ea crește. Și cu cât trece ani și cu cât citești Scriptura, dacă stai aproape de Scriptură, dacă stai aproape de Dumnezeu, Dumnezeu se proslăvește și te bucuri de tot ceea ce Dumnezeu îți face. Și să aveți totdeauna acest gând, să înțelegeți că Dumnezeu vă va călăuzi în toate lucrurile. Dacă ceva nu știți, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu. Și în felul acesta să trăiți, în felul acesta să luați modele din Scriptură, să luați exemple din Scriptură și în felul acesta Dumnezeu se va proslăvi în mijlocul vostru. Și așa cum am spus, deci caracterul, darul și roadele Duhului Sfânt. Aceste lucruri ne caracterizează în lumea aceasta. Fiți exemple acolo unde sunteți, la școală, fiți exemple acolo la liceu, iar la lucru dați dovadă că sunteți niște oameni deosebiți, de care oamenii să se poată bucura de voi, slăviți să fie Domnul. Aleluia. Iubiților, ar fi multe îndemnuri din Sfânta Scriptură de aici. Vreau doar încă un lucru și mă apropii de încheiere. Deci am văzut Apostolul Petru se adresează prezbiterilor. Dar îl văd și pe Pavel face tot la fel. În Faptele Apostolilor, capitolul 20, în capitolul 20, de la versetul 17, vreau să citesc câteva rânduri, zice: însă din Milet, Pavel a trimis la Efes și a chemat pe prezbiterii bisericii. Când au venit la el, le-a zis: știți cum m-am purtat cu voi în toată vremea, din ziua din tăi în care am pus piciorul pe pământul Asiei. Apostolul Pavel cheamă pe toți prezbiterii din Efes, probabil erau cel puțin doi. Pe lângă ei doi, cred că au venit și familii care iubeau pe Domnul și iubeau pe Apostolul Pavel. Pentru că vedem în final ce au făcut, s-au plecat pe genunchi, nu le-a fost rușine, s-au plecat pe genunchi. Dar mă gândesc, poate era ut pe jos, poate era pământ. Niște apostoli, poate noi am fi zis, rămânem în picioare și ne rugăm. Nu, s-au plecat pe genunchi și s-au rugat înaintea lui Dumnezeu. Iubiților, aici apostolul dă niște sfatul și spune: am slujit Domnului cu toată smerenia, cu multe lacrimi și în mijlocul încercărilor pe care mi le ridicau uneltirile iudeilor. Știți că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos și nu m-am tremut să vă provăduiesc și să vă învăț înaintea norodului și în case și să vă vestesc iudeilor, grecilor, pocăința față de Dumnezeu, credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Iată ce a învățat Pavel: pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul nostru Iisus Hristos. Este foarte important, iubiților. Și acum iată că, împins de Duhul, mă duc la Ierusalim, fără să știu ce se va întâmpla acolo. Vreau să vă spun că Dumnezeu este Dumnezeu al surprizilor. El nu descoperă totdeauna cum se va întâmpla. Poate ți se face o defecțiune la mașină și zici: oare ce voi face? Nu, Dumnezeu poartă de grijă. Dumnezeu ne încearcă sau de multe ori, oare cum să fac? Ne punem încrederea în Domnul atunci și zicem: Doamne, Tu știi toate aceste lucruri. Tu știi că atunci când cade un fir de păr din cap, cu cât mai mult când ești în lucrarea Lui, încrede-te în Domnul și laudă-L și slăvește și nu te descuraja. Și zice aici: numai Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Auzim? Dar eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-aș fi scumpă și vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus
Iată dorința lui Pavel. Vreau să sfârșesc calea și cu bucurie. Să sfârșesc cu bucurie calea. Și nu cu o întristare și de Doamne, vai, ce năcasuri peste mine, nu. Dumnezeu de multe ori ne trece prin acele școli ca să învățăm ceva de acolo. Dorința apostolului să fie și în inimile noastre, iubiților. Și zice așa, cum am primit-o de la Domnul Iisus ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu și acum știu că nu-mi veți mai vedea fața, voi toți aceia din mijlocul cărora am umblat propăduind împărăția lui Dumnezeu. De aceea vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor, că și nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Luați seama dar la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt Episcopi ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Deci, vedem seriozitatea lui Pavel, apostolul Pavel pe care o avea și de data aceasta se adresează prezbiterilor. Și noi ca prezbiteri și ca și cap de familie trebuie să înțelegem și să avem aceleași dorințe ca apostolului. Vrem să ne sfârșim cu bine alergarea și cu bucurie și să fim tot timpul la dispoziția lui Dumnezeu. Și spune aici, luați seama dar la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt Episcopi. Să nu credeți că e la voia întâmplării, dacă fratele Daniel a zis, am această dorință în inimă să mai punem un prezbiter aici. Să știți că e de la Duhul Sfânt. Și așa trebuie luat lucrurile, nu ca cineva să gândească, oare cumva o fi voia lui Dumnezeu, oare chiar trebuie? Da, fraților, trebuie. Dumnezeu lucrează prin sfinți, lucrează prin prezbiteri, lucrează prin copiii lui și slăviți să fie Dumnezeu. Aleluia. Pentru că lucrează. Cu cât noi vom sta aproape, cu atât vom vedea lucrarea lui, cu cât ne vom îndepărta, cu atât vom vedea lucrarea firii, dar să ne păzească Dumnezeu de acest lucru. Și biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însuși sângele său, știu bine că după plecarea mea se vor vără între voi lupi răpitori care nu vor cruța, vedem, pericolul. Și mai departe vă îndemn să citiți acasă, rămân la aceste cuvinte, zic ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Nu uitați un lucru, caracterul, darul și roadele. Aceste lucruri trebuie să le avem din belșug în inimile noastre. Tinerilor, vreau să vă gândiți la acest lucru. Voi veți crea niște familii, să faceți lucrul acesta aducând înaintea lui Dumnezeu trupurile voastre și să faceți cum faceți acum, aducând slujbe duhovnicești lui Dumnezeu, făcând slujbe duhovnicești înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să binecuvânteze toate mamele pentru că ca și toți tații, toți capii de familie, pentru ca copiii să fie cântăreți, au fost îndemnați de părinți, au fost mamele care au stat și poate i-au dus la cursuri și așa mai departe. Aceasta este o lucrare pe care Dumnezeu ne cere. Sunt niște sacrificii, cheltuieli. Să nu vă zgârciți să zici, costă mult. Nu. Pentru Domnul nu este mult. Slăviți să fie Domnul. Amin. Domnul să vă binecuvinteze și El să vă călăuzească în toate lucrurile. Înțelegeți, dar, că Domnul vă va călăuzi în toate lucrurile. Numai voi să-L iubiți. Amin. Amin.